Bună ziua, stimați invitați, dragi colegi, bine ați venit la Clubul de Presă dedicat prezentării celui de-al doilea raport asupra inflației din anul curent. Vă amintim că suntem în cadrul unui club de presă, cu participarea jurnaliștilor din Clubul Presei Economice și reprezentanții Centrului Analitic Independent Expert Group, cu care realizăm campania națională Educație Financiară pentru Toți. În primul rând, voi face câteva precizări despre măsurile Băncii Naționale a Moldovei în gestionarea inflației, care confirmă eficacitatea strategiei de stabilizare a prețurilor. Astăzi, inflația este menținută la un nivel optim pentru creșterea economiei, fiind în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta de 5%. Răspund rapid la schimbările economice, ceea ce ne încurajează să continuăm în aceeași direcție pentru stimularea investițiilor și crearea unui climat propice pentru dezvoltarea unei economii durabile și sustenabile. Cererea internă din perspectiva investițiilor, de remarcat că după o perioadă de circa 2 ani, în trimestrul al 4-lea 2023, formarea brută de capital fix a înregistrat o dinamică pozitivă de 4%, care a fost susținută de evoluția investițiilor orientate în mașini și utilaje, care s-au majorat cu 9,4%. Se adaptează flexibil la condițiile economice și financiare într-un mod care susține creșterea economică și asigură stabilitatea și siguranța sistemului financiar al țării. Reducerea dobânzii de politică monetară a dus la creșterea volumului creditelor noi acordate în lei cu 28,7% anual în trimestrul 1 al anului curent, preponderent a creditelor pentru consum și imobiliare acordate persoanelor fizice. De asemenea, se asigură transparența, Banca Națională explică deciziile sale, iar prezentarea de astăzi este un exemplu elocvent în acest sens, fiind făcută în cadrul campaniei naționale Educație Financiară pentru Toți. De asemenea, dați-mi voie să subliniez faptul că Banca Națională susține cercetarea și inovația în sectorul financiar pentru a îmbunătăți eficiența economiei și pentru a adopta cele mai bune practici în gestionarea politicii monetare. Așadar, în continuare vă invit să urmăriți prezentarea detaliată a raportului asupra inflației. În trimestrul 1-2024, inflația s-a menținut în intervalul de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta de 5%. Rata anuală a inflației s-a diminuat de la 4,2% în decembrie 2023 la 3,94% în martie 2024 și continuând tendința descendentă pentru aprilie. Traiectoria descendentă a inflației la începutul anului curent și menținerea acesteia în intervalul de plus minus 1,5 puncte procentuale în jurul țintei de 5% în trimestrul 1-2024 a fost susținută de o cerere internă modestă care a exercitat presiuni dezinflaționiste asupra prețurilor în contextul evoluției mediocre a veniturilor disponibile ale populației în termeni reali și a incertitudinii din regiune. Presiunile dezinflaționiste au continuat să fie determinate de traiectoria prețurilor la produse alimentare pe piața internațională, dar și de efectele recoltei bogate locale de anul trecut. Un anumit impact a fost determinat și de scăderea unor tarife la serviciile comunale în prima parte a anului,
precum și de efectele compensațiilor oferite populației la resursele energetice în perioada rece din anul trecut. Pe de altă parte, anumite presiuni inflaționiste în primele 3 luni ale anului curent au fost determinate de ajustarea politicii fiscale și unele șocuri sectoriale adverse. De menționat că recent, la 10 mai 2024, Biroul Național de Statistică a publicat inflația pentru luna aprilie 2024, când observăm că rata inflației s-a situat la 3,51% și spunem astfel că este a 7-a lună consecutivă când inflația se păstrează în intervalul de țintire a inflației pe care l-a stabilit Banca Națională a Moldovei, cum spuneam, 5 plus minus 1,5 puncte procentuale. În structura, în structura IPC, rata anuală a inflației la produsele alimentare, 2,9%, și a prețurilor reglementate, -3,5%, a continuat tendința descendentă din perioadele precedente. În același timp, rata anuală a inflației de bază, 7,4%, și a prețurilor la combustibil, 4,2%, au conturat o dinamică ascendentă în primele 3 luni ale anului 2024. Traiectoria descendentă a ratei anuale a inflației a fost susținută de micșorarea contribuțiilor din partea prețurilor reglementate, -0,5 puncte procentuale, și a prețurilor la produse alimentare, 1,1 puncte procentuale. Cel mai mult a contribuit inflația de bază cu 3 puncte procentuale la ritmul anual al IPC, iar combustibilii cu 0,3 puncte procentuale. Traiectoria ratei anuale a IPC în trimestrul 1-2024 a fost inferioară cu 0,1 puncte procentuale față de runda precedentă de prognoză din cadrul raportului asupra inflației din februarie 2024, ca urmare a baterii negative înregistrate pentru prognoza ratei anuale la prețurile reglementate, în mare parte datorită întârzierii ajustării tarifelor la servicii medicale, care au fost incluse în perioada respectivă în cadrul raportului asupra inflației precedent din februarie 2024, dar și ca urmare scăderii tarifului la gazul natural în februarie 2024. Abaterea negativă sus menționată a fost parțial atenuată de abaterile pozitive înregistrate în cadrul prognozei celorlalte subcomponente. În perioada următoare, rata anuală a IPC se va menține în intervalul țintei inflației. Modalitatea de ajustare a tarifelor, precum și situația tensionată în regiune și riscurile escaladării acesteia, mențin incertitudinea pronunțată aferentă prognozei inflației. Presiunile dezinflaționiste potențiale din partea costurilor sunt semnalate și din partea prețurilor în industrie, care în trimestrul 1-2024 au intrat în palierul negativ, înregistrând
un nivel mediu de minus 2,4%, inferior celui din trimestrul 4-2023. Rata anuală a PIB a revenit în teritoriul pozitiv în a doua parte a anului 2023, în trimestrul 4-2023. Avem un produs intern brut cu o dinamică anuală modestă, dar pozitivă, aceasta fiind doar cu 0,2% superior nivelului din perioada corespunzătoare a anului precedent. Dinamica respectivă a fost susținută de recolta bogată din sectorul agricol în anul 2023, ceea ce a creat condiții pentru creșterea exporturilor de produse agroalimentare, cererea internă atenuată pe fondul dinamicii consumului populației și a investițiilor în condițiile evoluției încă relativ reduse a veniturilor reale ale populației, precum și incertitudinii sporite din regiune. Din perspectiva ofertei, semnale mai puțin optimiste cu privire la activitatea economică sunt confirmate de dinamica negativă aferentă industriei, construcțiilor, comerțului și transportului. De menționat că, în conformitate cu estimările Băncii Naționale a Moldovei, PIB-ul va continua o dinamică pozitivă și în trimestrul 1-2024. Cu referire la cererea internă, din perspectiva consumului gospodăriilor populației, menționăm că în a doua parte a anului 2023, consumul gospodăriilor populației a înregistrat o dinamică pozitivă după declinul din perioadele precedente. În acest sens, ritmul anual al consumului final al gospodăriilor populației în trimestrul 4-2023 a înregistrat un nivel de 1,1%. Contribuția negativă a cheltuielor pentru procurarea bunurilor și celor asociate serviciilor a fost atenuată de impactul pozitiv determinat de evoluția pronunțată a subcomponentei procurarea bunurilor și serviciilor de către nerezidenți pe teritoriul economic al țării. Din perspectiva surselor de finanțare pentru consum, dinamica pozitivă, dar încă modestă a acestuia a fost determinată preponderent de scăderea în termeni reali a remiterilor. Astfel, remiterile în dolari americani în trimestrul 4-2023 s-au contractat cu 5,8% comparativ cu perioada similară a anului precedent, cauzând un impact negativ pronunțat asupra surselor de finanțare a consumului, care a fost accentuat de tendința de apreciere a ratei de schimb, precum și de creșterea prețurilor. Pe de altă parte, majorarea fondului de salarizare și acreditării au generat un impact pozitiv asupra principalelor surse de finanțare a consumului și au creat precondiții pentru majorarea consumului în perioada de referință. Ce ține de componenta investițională, aceasta a generat o contribuție negativă de 6,3 puncte procentuale la dinamica activității economice în trimestrul 4-2023. Evoluția respectivă a fost determinată de contribuția negativă de 7,2 puncte procentuale, cu minus 7,2 puncte procentuale, generată de subcomponenta variația stocurilor. Impactul acesteia a fost parțial atenuat de contribuția pozitivă, respectiv 0,8 puncte procentuale, ca urmare a creșterii cu 4% a formării brute de capital fix în trimestrul 4-2023, comparativ cu perioada similară anului precedent. De remarcat că după o perioadă de circa 2 ani, în trimestrul 4-2023, FBFC a înregistrat o dinamică pozitivă care a fost susținută de evoluția investițiilor orientate în mașini și utilaje,
care s-au majorat cu 9%. Deci avem această evoluție pe formarea brută de capital fix. Din perspectiva surselor de finanțare a investițiilor în activitatea de imobilizare, în active imobilizate pentru trimestrul 4-2023, la dinamica pozitivă de 1,5% au contribuit următoarele subcomponente. Mijloacele bugetului de stat, 6 puncte procentuale, bugetele unităților administrativ-teritoriale, 0,1 puncte procentuale, alte surse cu 0,8 puncte procentuale. Impactul negativ a fost determinat din partea mijloacelor proprii ale agenților economici, care au contribuit cu minus 4,8 puncte procentuale, și a mijloacelor investitorilor străini, cu o contribuție de minus 0,6 puncte procentuale. Datele cu privire la comerțul internațional de mărfuri prezentate de Biroul Național de Statistică pentru trimestrul 4-2023, dar și cele din primele două luni ale anului curent, nu prezintă semnale concludente cu privire la revigorarea acestuia. Rata anuală a importurilor pe fundalul unei cereri agregate interne modeste se plasează în continuare în palierul negativ, iar revigorarea sectorului agricol la a doua jumătate a anului 2023 a creat precondiții favorabile pentru exportul de produse alimentare. Dacă doriți, noi putem să procedăm la sesiunea de întrebări-răspunsuri, ca să economisim un pic din timpul alocat. Și pentru o mai bună înțelegere de către public a raportului asupra inflației, rugăm să încadrați întrebările în contextul informațiilor prezentate. Celelalte întrebări vor veți primi răspuns de la colegii la serviciul de presă. Dar cred că mai avem de vorbit și despre prognoză și mai e ceva. V-ați plictisit? Da, într-adevăr, raportul asupra inflației este un document destul de intens și greu, dar îl luăm așa ușurel și... Da? Ok. Deci, să revenim la partea de exporturi și importuri, observăm că rata anuală a exporturilor în trimestrul 4-2023 a consemnat un nivel de minus 2,1% și în primele două luni ale trimestrului 1-2024 un nivel de minus 12,5%. În primele două luni ale anului curent, exporturile către statele membre ale Uniunii Europene au generat un aport negativ la dinamica exporturilor totale, spre deosebire de a doua jumătate a anului precedent, când acestea au susținut revigorarea exporturilor. De menționat că, începând cu anul 2024, Ucraina nu este inclusă în grupa Comunitatea Statelor Independente, CSI, în conformitate cu Geonomenclatura Uniunii Europene, ediția 2023. Astfel se atestă o deteriorare a comparabilității datelor. Ca rezultat, ponderea exporturilor către țările CSI s-a diminuat semnificativ, de la circa 25% în primele două luni ale anului 2023 la circa 7% în primele două luni ale anului curent. Repet, este vorba de această modificare a raportării. În trimestrul 4-2023, rata anuală a importurilor a constituit minus 9% și în primele două luni ale trimestrului 1-2024, minus 7,5%, cu ușoare semnale de ameliorare. În ceea ce privește sectorul monetar, trebuie să spunem că agregatele monetare în trimestrul 1-2024 au înregistrat ritmuri de creștere mai temperate, astfel agregatul monetar M2 a consemnat o creștere de 18,6% anual, cu 2,6 puncte procentuale sub nivelul trimestrului 4 din 2023, iar M3 o creștere de 17,9% cu 0,4 puncte procentuale, mai puțin față de trimestrul precedent.
Atenuarea ritmului de creștere a agregatului monetar M3 pe parcursul trimestrului 1-2024 a fost generată de diminuarea ritmului de creștere a depozitelor în monedă națională, fiind parțial contrabalansată de creșterea depozitelor în valută și a banilor în circulație. Graficul din dreapta arată persistența lichidităților excesive în sectorul bancar. Astfel, în trimestrul 1-2024, lichiditatea medie excesivă în sistemul bancar s-a majorat cu 2,8 miliarde de lei față de trimestrul precedent, atingând o valoare de 12,3 miliarde lei. Datele recente pentru luna aprilie arată o diminuare a lichidităților până la 10,7 miliarde. În trimestrul 1-2024, pe segmentul monedei naționale, ratele medii ponderate ale dobânzilor la creditele noi acordate, precum și la depozitele la termeni, au continuat descreșterile, inclusiv sub impactul mecanismului de transmisie a reducerilor consecutive ale ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară. Micșorarea ratelor dobânzilor a condus la creșterea volumului creditelor noi acordate în lei cu 28,7% anual în trimestrul 1-2024, preponderent din contul creditelor pentru consum și imobiliare acordate persoanelor fizice. Totodată, creditele noi acordate în valută și sau legate la cursul valutar, analogic trimestrelor precedente, au înregistrat ritmuri anuale negative. Depozitele noi acordate în monedă națională au intrat în teritoriu pozitiv și în trimestrul 1-2024, înregistrând o creștere de 8,1%. Aferent gradului de dolarizare a soldului creditelor și depozitelor la termen, se atestă menținerea tendinței ascendente de dolarizare a depozitelor, respectiv descendente de dolarizare a creditelor începute în trimestrul 2-2023. La elaborarea prognozei inflației s-au luat ca reper asumările și ipotezele din mediul intern și din mediul internațional. Ipotezele externe. Creșterea economică în zona euro se anticipează a fi nesemnificativ mai mare anul viitor și inflația se va deplasa mai lent decât anticipat spre ținta BCE. Pe cross-cursuri nu avem modificări semnificative, iar ratele dobânzilor în Statele Unite ale Americii vor scădea mai lent. Anticipările privind cotațiile la petrol sunt semnificativ mai mari, cotațiile la gazele naturale sunt ușor mai scăzute, prețurile internaționale la produse alimentare vor crește moderat comparativ cu maximele anilor precedenți. Dacă e să facem o comparație cu alte țări din regiune, remarcăm că în regiune rata inflației este în scădere rapidă, în afara limitei de jos a coridorului țintelor, deși unele economii încă mențin ratele la niveluri foarte înalte, probabil asociate cu alte riscuri decât cele inflaționiste. Cu excepția României, în Europa de centru și est, nivelurile ritmurilor anuale ale inflației au ajuns în nivelurile intervalelor țintă. Ratele dobânzilor sunt menținute sau micșorate cu precauție, asta vedem că este mesajul pe care îl transmit băncile centrale. Rata anuală a inflației va oscila în proximitatea țintei de 5%, dacă vorbim de prognoza inflației pe termen mediu, și se va menține în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5% pe parcursul orizontului de prognoză. Rata anuală a inflației va continua să scadă ușor în primul trimestru
de prognoză, după care va spori până la începutul anului viitor. Ulterior, va înregistra o diminuare ușoară până la sfârșitul orizontului de prognoză, respectiv trimestrul 1-2026, excepție trimestrul 4-2025, când va crește nesemnificativ. Rata anuală a inflației va înregistra valoarea maximă de 6,4% în trimestrul 1-2025 și valoarea minimă de 3,5% în trimestrul 3-2025. Inflația medie anuală va fi de 5% în 2024 și de 4,6% în 2025. Ritmul anual al inflației este determinat de contribuția pozitivă a tuturor componentelor IPC, cu excepția prețurilor reglementate din trimestrul 2-2024 și a prețurilor la combustibil pentru 3 trimestre consecutive, începând cu trimestrul 3-2025, unde acestea vor avea un impact negativ. Impactul pozitiv al factorilor precum tendința ascendentă a prețurilor produselor alimentare pe piața internațională până în prima jumătate a anului 2025, creșterea prețurilor la petrol pe plan mondial în primul trimestru de prognoză, ajustarea accizelor de la începutul anilor 2025 și 2026, impactul efectului sezonier din trimestrele 2-2025, respectiv 1-2026, precum și ajustările recente și anticipate în creștere ale unor tarife, vor contribui la sporirea ritmului anual al inflației. Însă, cererea internă negativă pe întreg orizontul de prognoză, anticiparea unei diminuări a prețurilor la petrol pe piața internațională, începând cu trimestrul 3-2024, deci anul curent, precum și baza anuală negativă, vor contribui la diminuarea ritmului anual. Cererea agregată se menține negativă, deși cu tendințe de ameliorare spre sfârșitul orizontului de prognoză. Aceasta se va datora cererii interne negative, condițiilor monetare reale restrictive și, într-o măsură mai mică, impactului negativ al cererii externe. Impulsul fiscal neutru pe parcursul aceleiași perioade va atenua revizuirea în jos a cererii interne. Dacă este să comparăm prognozele, prognoza actuală a inflației față de cea din raportul asupra inflației din februarie 2024 a fost revizuită nesemnificativ în sens ascendent pe parcursul perioadei comparabile, și anume trimestrul 2 anul curent, trimestrul 4-2025, cu excepția trimestrului 2-2024, unde aceasta este similară, și a trimestrului 3 din anul ce urmează, unde este la un nivel ușor inferior. Majorarea prognozei actuale în raport cu cea anterioară este determinată de o cerere agregată superioară până în trimestrul 2-2025, impactul efectului sezonier aferent trimestrelor 2-2025 și 1-2026, proiecția ușor superioară a prețurilor produselor alimentare pe piața internațională pe întreaga perioadă comparabilă, precum și anticiparea unor prețuri înalte la petrol pe piața internațională pe parcursul aceleiași perioade. Pe de altă parte, o inflație importată mai joasă până în trimestrul 2-2025, o cerere agregată negativă în trimestrul 3-2025 și prețul de import mai mic al gazelor naturale față de prognoza anterioară, vor atenua revizuirea în sus a ritmului anual. Tendința ușor superioară a ratei anuale a inflației este determinată de revizuirea în sens ascendent a prognozei inflației de bază până spre sfârșitul anului 2025, creșterea prețurilor la combustibil până la jumătatea anului 2025, și a prețurilor produselor alimentare până la finele anului 2025, cu excepția celui de-al doilea trimestru, și a celor reglementate din trimestrele 2 și 4-2025. Însă, revizuirea în sus, în sens descendent a prognozei actuale, este ca urmare, în mare parte, a coborârii prognozei prețurilor reglementate,
până în primul trimestru din 2025, inclusiv în trimestrul al treilea din 2024, ca urmare a prețurilor la combustibil din trimestrele 3 și 4 2025 și a inflației de bază din ultimul trimestru al perioadei comparabile. Balanța riscurilor la adresa prognozei asupra inflației. Riscurile inflaționiste pe care le vedem la acest moment sunt următoarele: intensificarea tensiunilor geopolitice în Orientul Mijlociu, șocuri temporare de ofertă asupra formării prețurilor internaționale la produsele alimentare, vulnerabilitatea prețurilor la fructele și legumele autohtone, funcție de condițiile meteorologice în perioada următoare. Escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu va susține majorarea prețurilor la resursele energetice, dar și altor produse din cadrul IPC. Dolarizarea depozitelor. În partea riscurilor dezinflaționiste, vedem următoarele riscuri: scăderea prețurilor la gazele naturale pe plan regional și menținerea acestora la un nivel relativ stabil vor determina o eventuală diminuare a tarifului pe plan intern. Diminuarea numărului de consumatori ce se află pe teritoriul Republicii Moldova, precum și finanțarea bugetului și un impuls fiscal. Totodată, la elaborarea prognozei au fost conturate următoarele incertitudini. Incertitudini sporite privind politica monetară a sistemului rezervelor federale din Statele Unite ale Americii, configurarea geopolitică după alegerile din 2024, incertitudini cu privire la momentul și magnitudinea ajustării tarifelor la serviciile reglementate, incertitudini cu privire la producția agricolă din anul curent și anul ce urmează, lichiditățile sectorului bancar și finanțarea externă. Și în cele din urmă, să amintim și decizia de politică monetară din 7 mai 2024, când rata de politică monetară pe termen scurt a fost stabilită la un nivel de 3,6% anual. Ratele de dobândă subsecvente, creditele overnight 5,6% anual, depozitele overnight 1,6% anual. S-a diminuat norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă astfel, începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 iunie 15 iulie 2024 de la 33 la 31% din baza de calcul, iar pentru perioada următoare de aplicare încă 2 puncte procentuale reduse la rezervele obligatorii, respectiv de la 31% la 29% din baza de calcul. Similar, pentru rezervele obligatorii atrase în valută liber convertibilă, am redus ratele rezervelor obligatorii cu 2 puncte procentuale pentru perioada de aplicare 16 iunie 2024, 15 iulie 2024, de la 43 la 41% din baza de calcul, iar pentru perioada următoare, 16 iulie-15 august 2024, încă 2 puncte procentuale reducere din baza de calcul la rezervele minime obligatorii în valută liber convertibilă. Această decizie a fost motivată de menținerea unui nivel adecvat al lichidităților în piața monetară și sporirea resurselor de creditare pentru stimularea creditării populației și a sectorului real al economiei. Am tot spus de la începutul acestui dialog că urmărim creșterea intermedierii financiare și creșterea creditului către economie. Diminuarea costurilor de creditare și stimularea în continuare a diminuării ratelor la credite, previzibilitate mai mare a politicii monetare pentru a elimina incertitudinile în deciziile agenților economici, dar și în deciziile
de activitate ale băncilor. Măsurile respective creează premisele pe piața monetară de credit și valutară pentru asigurarea și menținerea stabilității prețurilor și a unui cadru macroeconomic stabil care să permită dezvoltarea economică a țării. Prin decizia respectivă urmărim, cum spuneam, ca acest cadru investițional să fie stimulativ în țară și să asigurăm o dezvoltare echilibrată, sustenabilă și cu perspective pozitive pe termen mediu și lung. Am finalizat prezentarea acestui raport și acum... Da, vă mulțumim. Dacă aveți întrebări la raportul prezentat de doamna guvernatoare, vă rog. Alexandru Burdin, agenție de presă Infomarket. Inflația s-a încadrat în țintă, în timp de 6 luni, dar vorbiți de o tendință depresiune dezinflaționistă. Înseamnă că în luna mai nu vom atinge ținta inflației. Va fi mai jos decât 3,5. Cum așteptați în mai? Noi considerăm că pentru acest an, în trimestrul 3, vom vedea un nivel ceva mai ridicat al inflației și că, per total, vom avea o inflație medie undeva la 5%, poate sub 5%. Ideea de presiuni dezinflaționiste, ne uităm la riscuri care ar putea genera o traiectorie dezinflaționistă, dar noi considerăm că da, vom rămâne în acest an în intervalul de 3,5-6,5. Vă mulțumim. Întrebări, dacă mai sunt, vă rog. Eu am chestia la revista Business Class. Ați menționat de câteva ori despre tendința asta de dolarizare a depozitelor, un lucru care se întâmplă în pofida faptului că Banca Națională întreprinde măsuri ca să descurajeze această economisire în dolari. Se reduce rata dobânzii la depozitele în dolari constantă. Prin ce explicați această tendință de dolarizare? Da. Este vorba de, în primul rând, de performanța țării care, economica țării care are moneda respectivă. Performanța economică a Statelor Unite ale Americii. Și vedem această economie americană mai dinamică decât economia europeană. Ca atare, în acest moment, cu rate destul de ridicate, rate de politică monetară stabilite de Fed ridicate și în contextul unor perspective economice pozitive, este o tendință firească să se îndrepte banii către dolarul american și să vedem acest fenomen de dolarizare. Vă mulțumim. Vă rog, următoarea întrebare. Da, domnul Burdin. O întrebare tehnică, vă rog, creșterea investițiilor 9,4 în poziție de mașini și utilaje, poate fi aceasta legată cu creșterea prețurilor la mașini și utilaje? Cred că ne uităm și la volume. Desigur, ar putea fi o componentă, dar este clar o componentă de volume acolo, o componentă cantitativă. Probabil că ar trebui să ne uităm puțin pe detaliile care vin dinspre BNS pe această componentă. Dar concluzia este că creșterea investiții pe mașini și utilaje este un semnal pozitiv pentru orice economie, în orice moment al ciclului economic, cu atât mai mult acum când noi vrem să vedem aceste investiții care să și producă și eventual să producă aceste bunuri exportabile. Deci este clar o componentă de cantitate și asta ne face să fim optimiști vis-a-vis de producția pentru 6 luni, peste 6 luni, un an și termen mediu, aș putea spune. Vă mulțumim. Următoarea întrebare. Mai am eu o întrebare.
În România, rata inflației rămâne destul de înaltă, de vreo două ori mai mare decât în Republica Moldova, în jur de 7. Și dat fiind faptul că România este partenerul comercial principal al Republicii Moldova, cum vedeți că poate influența această situație relațiile comerciale din cele două state? Componenta aceasta inflaționistă din România are, dacă ne uităm la sursele inflaționiste, cred că vedem în principal partea de politică fiscală care stimulează inflația în România. Da, avem relații comerciale intense, este principalul partener. În măsura în care pe partea de importuri ne influențează inflația din România, dar pe partea de exporturi cred că suntem partenerul comercial care contribuie cu un impuls inflaționist mai mic. În principiu n-ar trebui să influențeze comerțul dintre cele două state și, de altfel, tendința de scădere a ratei inflației în România este una certă și clară. Am văzut cifra și asta și comentariile că până spre sfârșitul anului vor merge către 5%. Deci acest diferențial se va închide în curând. Da. Vă mulțumim. Da, domnule, madame, vă rog. Da, două întrebări foarte scurte. Prima, ați menționat că în următorul orizont de prognoză influența impulsului fiscal va fi neutră. Deci să înțelegem că BNM pornește de la premisa că nu vor urma modificări semnificative în politica fiscală de natură să influențeze consumul în sens pozitiv sau negativ. Și a doua întrebare, dacă din observațiile BNM, cum a evoluat perioada de transmisie a deciziilor de politică monetară în piață comparativ cu perioadele precedente? Lucrurile această perioadă se reduce sau rămâne la fel ca în perioadele trecute? Despre politica fiscală, noi putem să ne uităm în intențiile și în programul fiscal-bugetar pe care îl publică Ministerul Finanțelor. Acolo nu găsim elemente care să aibă această componentă de creștere a consumului, să aibă o componentă care să ne ducă la un top-up pe inflație. Deci noi ne uităm la documentele pe care Ministerul Finanțelor le publică. Despre mecanismul de transmitere, da, aș spune că este îmbunătățit mecanismul de transmitere. Este un grafic privind de graficul cu ratele dobânzilor active și pasive. Și cred că aceste cifre arată o transmitere mai bună, într-adevăr. Și de ce acest lucru? Păi, și de ce tot vorbim despre creșterea intermediari financiare? În momentul în care vom avea, într-adevăr, creditul în economie mai important, cu siguranță și mecanismul de transmisie va fi unul mai bun. Lucrurile sunt interdependente, dar noi știm despre ce vorbim, nu? Și tocmai de aceea mergem în direcția aceasta de creștere a nivelului de intermediere financiară. Dar pe scurt, răspunsul este da, văd că mecanismul de transmisie se ameliorează. Mulțumesc! Vă mulțumim, vă amintim că raportul despre inflație va fi publicat integral și pe site-ul bnm.md. Dacă aveți o următoare întrebare, vă rog, da? În raportul dumneavoastră menționat că sunt în creștere investițiile în capital social. În investițiile sociale, capital, sistemul financiar sau în sectorul real? Nu puteți să spuneți. În sectorul real. Real, nu? Da. Da. Mulțumesc frumos, vă așteptăm la următoarea decizie de politică monetară și apoi la un nou raport asupra inflației. Mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru dialog și păstrăm legătura. Toate bune!